Deci Ungaria, culmea, Ungaria și România sunt în cele mai bune poziții. România e chiar într-o poziție mai bună, că spuneam de la începutul nebuniei, până să intre Rusia în Ucraina. Dom'le, noi stăm pe fundul nostru, în ambele variante câștigăm. Corect. Da? Câștigă Ucraina, noi facem proiecte europene cu Cernăuțiu și cu toate teritoriile pe care ei ni le-au furat, da? Și ne asimilăm și practic au un fel de Românie mare, inclusiv cu Chișinău. Nu câștigă Ucraina, Putin va renunța la aceste teritorii că n-are nevoie de ele. E sărăchie mare pe acolo, da? Și atunci spune, bă, ia luați-le voi, că n-are el bani să cheltuie cu aceste teritorii. Ungaria e și ea bine poziționată pentru că știe că dacă joacă cu Rusia, în momente importante, nu tot timpul, Rusia va ține cont de asta. De ce? Pentru că Ungaria e dependentă de Rusia. Ungaria știe că nimeni nu o iubește, și nu Ungaria. Premierul Victor Orban știe că toți din Europa vor să ia cap. De ce? E anti-LGBT, anti toate porcările astea propovăduite de Uniunea Europeană satanistă, așa că e satanist, adică în momentul în care provoci populația Europei la tot felul de porcării de genul ăsta, inclusiv prin legile educației, prin tot, da? Astea sunt chestii sataniste. Da? Ori Victor Orban știe că singurul aliat pe care se poate baza în final, da, în această Europa ipocrită și perversă și pervertită și satanistă, este Putin. Și atunci el în momente cheie trebuie să joace cu el. Sigur că gestul e simbolic, dar el e marcat, da? Și cum spui tu, uite, NATO schimbă regulile. Deși o alianță militară, la o alianță militară nu te aștepți să schimbi regulile așa cum vrei tu. În timpul jocului. Da? Și au zis, dom'le, ok, nu-l primim pe Kuleba, dar facem o cină privată cu el. Ceea ce dă prost pentru NATO, dă prost pentru Ucraina că e primită pe ușa de îndos, dă prost pentru Iohannis, care nu înțeleg de ce vorbește prostit, ce dom'le, să ne ocupăm de promisiunile pe care le-a făcut NATO în Ucraina cu 2000 de ani. Iohannise, asta era cu 2000 de ani. Acum, lumea s-a schimbat. Dacă noi să zicem boda proste, că Rusia a acceptat, fără să facă mari manevre, chiar fără să dea doi bani pe noi, că am intrat în NATO. Care a fost o mișcare bună atunci. Și Rusia zice, bine, bă, România e ok. Dar să bagi Ucraina în NATO, nu vor accepta niciodată. Cu orice, repet, cu orice sacrificiu. Sunt vecini în coastă, adică, de simplu. Și încă o dată, știi că vorbeam eu la un dat, că negociau ăștia. Ăștia negociază în secret tot timpul. Da? Și acum s-a aflat că șeful CIA s-a întâlnit cu șeful KGB-ului și au discutat și așa mai departe. Blinken ăsta este un marțafoi. Da? Toată lumea, când îl vezi cum se poartă ai noștri cu Blinken ăsta, că e un marțafoi, este un papagal. Ăsta a fost, îi căra geanta lui Clinton în 97, când a fost Clinton în România. Știi ce ne-a zis atunci? Pe de o parte, zic, dom'le, dați totul la americani, privatizați, vindeți tot, și vă băgăm în NATO. Și toată România zicea, mamă, ne bagă ăștia NATO, pac, 97, da? Și a venit Blinken cărându-i servieta lui Clinton și Clinton a zis, ce băieți bun, ne-am îngheiat pe cap, așa zice, stay on course, the future is yours, adică mergeți pe calea asta și o să aveți un viitor. Și vedem ce viitor avem, da? De tot rahatul, da? Suntem economic varză, nu avem astăzi niciun partener de încredere, pentru că, în mod normal, eu am spus-o de 97, dom'le, dacă tot e America așa ne iubește, de ce nu vine America să bage bani la noi cum a băgat în Taiwan? Dom'le, băgați așa câteva sute de miliarde, că la ei când semnează o hârtie de trilioane, trilioane sau cum se cheamă, nici nu știu sumele astea, nu se simte. Ce a făcut America? Nimic. America ne ține de maimuțoi, pentru că n-am avut la București niciodată conducători care să spună Americii, bă, prieteni, știți care e treaba? Până aici. America doar ne-a jefuit. Da? Fondul proprietatea, făcut de prietenul lui Biden. Jaf. Și tac toți din gură. Și uite, mi-a arătat legea 51, pe care SRI-ul trebuie să o respecte. Da? Pe ar trebui toți politicienii români să intre în pușcărie.
Toți. Absolut toți din ultimii 20 de ani. Absolut toți, da. Pentru că spune la articolul la care face, că ne-am trimis mail-uri, Gabriela a trimis mail-uri la SRI și SRI ne-a răspuns. Pe orice acțiuni sau inacțiuni, deci că nu faci nimic, da, care lezează interesele economice, strategice, cele care au ca efect periclitarea, gestionarea ilegală, degradarea ori distrugerea resurselor naturale, fondurilor forestieri, cinegetii, piscicol, apelor și altor asemenea resurse, precum și monopolizarea ori blocarea accesului la acestea cu consecințe la nivel național sau regional, astea intră în trădare de țară. Absolut. Da? Ar trebui toți să fie arestați. De-aia spun că noi nu știm să negociem. Americanii sunt foarte cinici, dar dacă știi să negociezi cu ei, obții lucruri. Dar trebuie să bați cu pumnul în masă și să nu te lași ca o legumă, cum îi vedem pe toți. Cine ăsta Stoltenberg? Un papagal, un nei ca nimeni. Gândiți-vă, Joana e numărul 2 în NATO, un papagal, da? Numărul 2 în NATO. Cum ne-am pricopsit noi oare la nivel național și internațional, dacă îi analizăm pe toți, Radu, înțelegem că toți sunt după un clasament bine. Toți sunt niște păpuși, Gabriela, niște păpușele puse în față. În spate sunt globaliștii care acționează și noi ne închinăm, știi cum e, că spune clar și în Biblie, bă, nu ne închinăm la chip cioplit și la... Da. Noi ne închinăm la niște papagali din ăștia, da? Mă rog, noi nu ne închinăm la ei, ca noi să nu, ne înțelegem. Da. Asta fac ai noștri, adică da. Cine e Blinken? Cine? Păi ăștia niște papagal Stoltenberg, ăsta a vrut să fugă de la NATO și nu l-au lăsat treaz. De-aia ce liber e omul? Pe că eu dacă eram șeful, n-am zis, bă, băieți, punct! Demisia și mă duc șef, pentru că îl șantajează. O avea vreo prostituată, vreo două, vreo trei, o fi pedofil, nu știi, că așa îi șantajează. Ăștia sunt papagalii. Joana, îți dai seama, Joana a ajuns numărul 2 în NATO. Vai de capul nostru. Și acum vrea să fie și președintea României, că tot păi, să pe agită. Pe asta vreau să spun că ce ar fi să ne trezim cu el președinte. Gabriela, ții minte când ți-am spus în 2019 că noi dacă nu acționăm acum, da, nu o să mai avem nici parlament, nici curte constituțională, nici constituție și nici președinte, că vor numi de afară unul. Va fi un fel de comisar, depinde, sovietic, american, cum vor dori. Da? Pentru că să nu credem acum că dacă Rusia va pune piciorul pe toată Europa, să nu crezi că rușii nu vor numi un comisar sovietic. Vor numi. Chiar și pe Iohannis. Pe Iohannis are niște legături cu Rusia de tenchin. Prin ăsta de la BMW. BMW România Schmidt este conectat cu Rusia. Uite așa. Da? Uite așa. Da? Ei au și până și fabrici de piese auto în Ucraina. Adică numai ei asta, sunt cam atenție, peste tot. Ei sunt conectați, uite așa, de Schmidt, dacă strănută, Iohannis, leșină. Uite așa, așa sunt. Da? Deci orice e posibil. Iohannis este jucătorul perfect. El poate să fie și omul americanilor, și omul nemților, și omul, că e șantajat și cu Florida, cu proprietățile din Florida. E șantajat și cu Germania, care are dosar la serviciile secrete nemțești. Și e șantajat și de Rusia. Deci el e omul perfect, îl pui unde vrei, da? Omul bun la toate. Și asta o știu toți în România. Toți. Ce servicii avem noi? De rahat, nimic. Asta să-mi spui. Deci noi nu mai avem nimic astăzi. Noi acum așteptăm să vedem cum se schimbă lumea. Și dacă se schimbă lumea, o să-i vezi pe toți ăștia care astăzi sunt anti-Rusia, că Rusia va pune bocancul pe Europa... Toți vor deveni pro-Rusia. Păi Tomac, care luptă împotriva Rusiei. Da. Știi cine e Tomac, nu? Da. Păi Tasu, Unchisu, până serviciile de peste Prut și rusești, da? A demonstrat-o Cătălin Bădițoiu. A avut vreo comentariu, a dat vreo dezmințire, nimic. Și mare antirus. Conserve, așa se cheamă ăștia.